România a trecut de Spania la capătul unui meci sufocant și este la un pas de semifinalele campionatului european. Calificarea se poate obține însă diseară după confruntarea cu Ungaria. Până atunci, victoria cu Spania stârnește valuri de apreciere în lumea handbalului, după ce româncele au dat dovadă de tărie de caracter și au reușit să treacă de un start extrem de slab al meciului. Un cunoscut ziar din Spania a făcut o cronică a partidei în care a elogiat naționala României. Deși Spania a reușit să domine în prima repriză și a avut șansa de a intra la vestiare cu 4 goluri avantaj, bara porții s-a opus, iar Cristina Neagu a marcat. Pauza a fost benefică, iar româncele și-au arătat adevăratul potențial. Astfel, în minutul 42, România a trecut în avantaj pentru prima dată și nu a mai cedat. Neagu a reușit să termine meciul cu 7 goluri marcate, iar Pintea cu 6.